Ambrozia aduce necazuri pentru toți proprietarii de terenuri și nu numai. Alergia la ambrozie este o problemă cât se poate de serioasă și tot mai mulți români sunt afectați. Asta pentru că mai toate câmpurile din oraș și de lângă oraș sunt pline de această plantă nocivă, care aduce numai necazuri. Fiind în plină perioadă de înflorire și tot așa va fi până la sfârșitul lunii septembrie, ambrozia le dă bătăi de cap locuitorilor județului. Tocmai de aceea a fost creată o petiție online la nivel național prin care se intensifică lupta cu această ambrozie. Este o blestemată de plantă, creează foarte multe probleme la foarte mulți oameni. Noi am luat măsuri în această vară. Din iunie tot am tăiat la ea, am avut la un moment dat, aveam 4 echipe funcționale în municipiul de Vâlcea Turnu Severin. Din păcate ea crește destul de repede. În acest moment probleme mai mari sunt pe terenurile particulare. Am dat și amenzi, dar unele nu reușim să dăm de proprietari. Sunt tot felul de terenuri retrocedate ai căror proprietari nu le găsim, nu-i găsim în municipiu, nu dăm de ei. Alergia dată de polenul ambroziei poate evolua de la urticarie, edem dureros al țesuturilor profunde, până la șoc anafilactic. În municipiul Drobeta Turnu Severin se lucrează cu echipe la Serviciul Coronar de Activități Gospodărie la cositul acestei plante. Serviciul Concesionar de Spații Verzi lucrează de asemenea pentru cosirea și erbicidarea plantei. Avem și o echipă de la penitenciar. Pe toate zonele unde cetățenii ne dau că ar fi probleme cu ambrozia, se intervine în cel mai scurt timp posibil. Sunteți alergici la ambrozie? Nu. Eu da. Și cum se manifestă? Prin strănoți, nu foarte des. Ai văzut prin oraș, autoritățile au luat măsuri ceva? Nu am văzut. Așa ai văzut, ambrozie este multă prin oraș? Da, în unele locuri pot să zic că este chiar exagerat de multă. Nu sunt alergic, dar până la proba contrarie. Știu că e perioada ei de înflorire, polenul ei afectează pe cei alergici. Sunt recomandări ca să fie lichidate de pe lanuri, de pe lângă case. Lumea nu prea își face datoria. Ambrozia trebuie eradicată de peste tot, indiferent că vorbim despre spații publice sau terenuri private, despre administratori ai drumurilor publice, căilor ferate, lacurilor, sistemelor de irigații sau ai bazinelor piscicole. Toți aceștia sunt obligați să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii, pentru a evita instalarea și răspândirea vegetației invazive. Pe această cale se atrage atenția de către autorități tuturor instituțiilor care au în zonele lor ambrozie, pentru a se lua măsurile necesare ca această plantă să dispară. Din păcate, până la ora actuală nu s-a găsit niciun erbicid atât de puternic încât să reușească arderea și eradicarea ambroziei.